Anul 2016, atunci când în fruntea comunității a fost ales primar Constantin Oancea, a găsit comuna Mușătești fără niciun fel de investiție. În localitatea de pe Valea Vâlsanului, locuitorii nu aveau apă, nu aveau cămin cultural, nu aveau centru civic, loc de joacă sau drumuri asfaltate. Comuna are un potențial fantastic, fiind cunoscută pentru una dintre cele mai frumoase mănăstiri din țară, Robaia, dar și pentru singurul pește care supraviețuiește în acest spațiu balcanic încă din era glaciațiunii, aspretele. Cu pași mărunți, s-a început de către noua administrație modernizarea comunei. Aceasta a fost împărțită în două zone de dezvoltare, partea de nord și partea de sud. În partea de nord s-a construit un pod peste râul Vâlsan, s-a amenajat centrul civic, căminul cultural, muzeul satului, un parc pentru copii și s-a modernizat dispensarul. În zona de sud s-a modernizat o școală și se află în curs de finalizare podul de la Valea Teascului. Când privește zona de nord, în punctul mai lat a fost era neapărat nevoie de un pod peste râul Vâlsan. A fost propunerea mea să-l facem am făcut proiectare, am făcut licitație, am făcut execuție, în momentul de față îl avem terminat. Un pod care a costat undeva, că sunt bani vechi dacă vreți să vorbim, la jur de 7 miliarde. Apoi, noastră poate știți, cunoașteți că ați trecut pe aici, acum arătat centrul Comunei Mușetești. Am crezut și am zis că este neapărat necesar să modificăm ceva. Am modificat centrul Comunei, așa cum se vede. Am făcut un parc pentru copii, am amenajat Căminul Cultural, inclusiv muzeul care nu mai fusese renovat de atunci de când a făcut, de când a fost făcut în 1968. Vreau să vă spun că acolo era o paragină, tavanul și zidurile căzute peste, peste exponente, le-am luat bucățică cu bucățică, le-am curățit și arată muzeul așa cum arată. Mă rog, când aveți posibilitatea, puteți să veniți să filmați acolo, că să merită să fie cunoscut. Tot în zona de nord, adică în satul Mușetești și Robaia, am renovat dispensarul uman. La fel n-am spus sumele care s-au alocat pentru care le-am cheltuit pentru pentru Mușetești, pentru centrul Mușetești, undeva la 260 ceva, deci vreo 2.600 în, în bani vechi. La fel tot la Mușetești am avut dispensarul uman, tot în jur de 200 Lucrare terminată, de asemenea. Ne mutăm în zona de sud și în zona de sud am avut de reabilitat o școală. Am reușit să o terminăm. Investiția a fost undeva de 470.000-4.700. Și tot în zona de sud avem un pod peste râul Vâlsan, podul care face legătura între satele Stroie și Cătunul Valea Tescului. Bineînțeles că de acest pod se folosește numai cei care locuiesc în Cătunul Valea Teascului, să folosești și cei care au acolo grădini și alte domenii. Acest pod este gata, să zic eu, în proporție de 90%. Mai avem de executat numai uh, gabioanele din uh, aval și de turnat uh, partea de beton peste peste pod și barle de protecție pentru a putea fi folosit. Podul este undeva la 15 miliarde de vechi, mai avem ceva de plată din el, dar să sperăm că cu ajutorul Consiliului Local, cu ce mai putem noi de la buget și cu ce mai primim, să-l și pe ăsta. Oricum, de îl tenăm, chiar dacă rămânem cu o datorie micuță. Cea mai importantă investiție în localitate rămâne însă rețeaua de apă care se află în prag de finalizare și străbate de la nord la sud întreaga localitate.